Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Sunt zilele în care trebuie să înțelegi, biserica, că trebuie să pui preț pe veghere. Trebuie să pui preț pe rugăciune. Stăruiește rugăciune, zice Duhul Domnului. Căci iată, zilele nu sunt bune. Zilele sunt rele. Și vor veni și mai rele, zice Duhul Sfânt. Trezește-te, biserică! Fii trează! Veghează în această vreme mai mult ca și oricând! Căci iată ce declară Duhul Domnului! Aleluia! Cel ce va veghea va primi putere! Va primi ajutor! Va primi biruință! Va primi izbăvire! Căci mâna Domnului nu este scurtă! Amin, Doamne! Cel de o salie de brod! Înțelege taina! Vine Domnul! Vine mirele! Vine împăratul! Și trebuie să fii curată, biserică! Trebuie să te sfințești! Să stai în așteptarea împăratului! Să stai în așteptarea mirelui tău! Iisus Hristos este Domnul! Ia bine seama, urși care ești, căci dacă vei lua seama, bucuria ta va fi mare, zice Duhul Sfânt. Vei avea parte de viață, vei avea parte de fericire, căci iată, zice Duhul Domnului, credincios este cel prea-nalt și va împlini făgăduintele și promisiunile lui. El nu poate să mintă. Și cel ce va vedea va fi fericit, zice Domnul. Ziberto de asaile de bro. Stai în veghere, zice Domnul. Rămâi la postul de veghe. Căci iată, zice Duhul Domnului, se vede un izvor. Și acest izvor va curge, zice Duhul Sfânt. Peste toți care vor sta la postul de veghe și vor simți râuri de apă vie, cum vor curge, zice Duhul Sfânt, și vor veni peste ei, așa a vorbit Duhul Sfânt. Amin, îți mulțumim, Doamne!